Ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinski, vine cu un îndemn pentru generația mai în vârstă să voteze la alegerile parlamentare din 28 noiembrie cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană. Fostul președinte spune că este îngrijorat de faptul că vârstnicii votează din inerție sistemul vechi. Lucinski le sugerează persoanelor în etate să discute cu tinerii înainte să meargă la vot. Mai mult de atât, fostul conducător al statului sfătuiește moldovenii să fie mai îngăduitori cu liderii AIE, care s-au cam certat în ultima perioadă. Vorbiți cu copiii dumneavoastră. Întrebați-l cum îi va fi lui mai bine ca să votați dumneavoastră, în ce condiții va activa el mai bine ca să vă ajute pe dumneavoastră. Dar dacă ei vă spun că nu, eu mă simt acum, eu m-am aranjat, am niște relații, am o perspectivă, am posibilitate ca tot pe dumneavoastră cei bătrâni să vă ajut, atunci țineți cont de chestia aceasta. Petru Lucinski a mai spus că politicienii ar trebui să se retragă la timp din viața politică. În context, acesta i-a sugerat liderului comuniștilor Vladimir Voronin să plece în favoarea persoanelor tinere. Eu vă spun sincer, eu am plecat la 61, și asta se spune din timpurile vieți. Du-te la timp. Dar vedeți ce spun ceilalți lideri. Că dacă n-ar fi Voronin, apoi noi am discutat altfel cu Partidul Comuniștilor. Eu nu știu, eu în situația aceasta, eu sigur că m-aș retrage. Lucinski a mai declarat că îndemnul lui către alegători nu are nicio legătură cu faptul că fiul său, Kiril Lucinski, figurează pe lista electorală a PLDM. Fostul președinte a spus că nici nu a știut despre intenția acestuia. Pe data de 28 noiembrie, toți cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot. Aceștia urmează să-și aleagă favoriții din 20 de partide și 19 concurenți independenți.